Persoanele prinse că fură material lemnos din pădure vor rămâne fără vehiculele cu care transportă marfa, acestea urmând să fie confiscate prin intermediul polițiștilor și al agenților silvici. Confiscarea va fi introdusă expres în lege, după ce autoritățile au constatat că normele în domeniu sunt ambigue, iar polițiștii care îi întâlnesc pe hoți sunt derutați, neștiind dacă le pot confisca și mașinile, nu doar lemnele. Furturile de lemne din pădure reprezintă un fenomen foarte des întâlnit. Numai că atunci când polițiștii descoperă astfel de furturi, nu știu ce să facă și cum să procedeze în ceea ce privește vehiculele cu care sunt transportate lemnele. De fiecare dată și în cele mai multe cazuri, făptașii sunt pedepsiți cu amenzi și cu confiscarea materialului lemnos. În schimb, ei se întorc chiar în aceeași zi sau a doua zi, peste două sau trei zile, și fură cu același vehicul din nou lemne din pădure. De aceea a fost întocmit un astfel de proiect pentru ca vehiculul cu care se fură lemne de foc din pădure sau material lemnos să poată fi confiscat de polițiști sau de agenții silvici. Un document oficial a confirmat însă că autoritățile nu știu încă dacă pot confisca și mașinile cu care sunt transportate lemnele recoltate ilegal din pădure, deoarece legislația actuală este neclară. S-a constatat că, totuși, confiscarea lemnelor nu este o măsură suficientă, pentru că, în multe cazuri, autorii furturilor continuă să sustragă material lemnos cu aceleași vehicule. De aceea, legislația în domeniu va fi schimbată în baza unui proiect pregătit deja, prin introducerea unei prevederi care va indica în mod clar că polițiștii au dreptul să confiște inclusiv vehiculele persoanelor prinse la furat de lemne, indiferent de tipul vehiculului.